Vai de bine, gravitația e prea puternică. Răbdare, prieten, noua trambulină de interior va sosi în curând. Da, trebuie doar să-i cerem voie proprietarului la momentul potrivit, când e în toane bune. Dar nu va fi ușor. Când îi vom cere voie? Iată-l acolo. Fluieră fericit, se plimbă liniștit. Acum e momentul potrivit. E aici fermecătoarea doamnă Ventrax. Acum. Bine. Încă nu ești pregătit să mergem în oraș? Nu va mai fi pâine la magazinul de sandvișuri până ajungem. Poate că vreau să mâncăm în altă parte măcar o dată în viață. Haide, nu e frumos să-mi arunci pălăria? Ei bine, s-a zis cu trambulina noastră. Tom, Ben, Angela, Ginger, Hank, Talking Tom și prietenii lui. Un cuplu cu probleme. În ordine, Tom, fii atent să vezi când vine proprietarul și doamna Ventrax. Nu i-am făcut să fie împreună, dacă au probleme, trebuie să-i ajutăm. Asta e regula, fiindcă eu nu știu cum să repar o relație. Nici nu trebuie să știi. Privește, e stațiunea pentru cupluri, doar noi și alte cupluri. Are recenzii bune? De exemplu asta. 5 stele, stați în stațiunea asta pentru cupluri. Ha, iată, uite, tot 5 stele. Această soluție mi-a salvat căsnicia. 5 stele, sunt căsătorită cu autorul recenziei anterioare. Da, trebuie să-i convingem să meargă acolo, iar noi vom putea aduce trambulina. Acum! Salut, dragii mei! Ce noapte frumoasă, nu? Apropo, ce părere aveți despre stațiunile pentru cupluri? Cum? Draga mea, să ne întoarcem, hai! Eu și Tom mergem, dar avem 4 bilete. Trebuie să mai vină un cuplu cu noi. Știu că vă cerem mult, dar vă promitem că va fi distractiv. Se pare că vreți să facem un târg. Bine, vă vom ajuta. Da! Dar, dacă nu va fi distractiv acolo, veți plăti în plus chiria pe o lună. De acord, batem palma. Chiria pe o lună? Va trebui să... Vorbesc eu în numele lui, de acord. În loc să așteptăm ca Tom și Angela să-l convingă pe proprietar, eu am rezolvat mai simplu problema. Da! Spray-ul cu țopăială, un spray care face elastică orice suprafață. Wow! Acum proprietarul nu va mai trebui să le dea voie să aduce trambulina, fiindcă nu va ști. E mai grozav decât speram. Nu mă voi plictisi niciodată de asta. Nu, m-am plictisit, ce să mai fac? Acesta nu e cumva muzeul distracției? Și în al treilea weekend al lunii, eu utiliez acest spațiu ca să fie stațiune pentru cupluri. Eu sunt doctorul internet, dar puteți să-mi spuneți doctorul iubirii. Un doctor pe video? Nu sunt impresionată. Stați! Simtiți de despărțire aici? Vreau să vă scanez cu Romantic Tronul. Romantic Tronul acordă un scor fiecărui cuplu de la floare la ureche la mari probleme. Astfel știm cât de gravă e situația. Cum? Cuplu cu probleme? Wow, noi am venit aici pentru noi, dar se pare că și voi aveți nevoie de ajutor. Nu e din vina ta, probabil că e din vina mea, dar și a ta să fii. Ha! Am reușit! Da! Vom obține trambulina. Acum să vă evaluăm și pe voi. Oh, nu, am venit doar pentru ei. Știi ceva, Angela? De ce nu? Un cuplu floare la ureche imediat. Cum? Cuplu cu probleme? Exact cum bănuiam, dar nu vă faceți griji. Dacă un doctor cu recenzii de 5 stele nu vă poate ajuta, nimeni nu va putea. Pentru a vă rezolva problemele, trebuie să învățați să colaborați. Să vedem cât de bine construiți împreună o masă. Oh, nu e lemn adevărat. Foarte bine. Mari probleme. Să jucăm niște jocuri de societate cu reguli foarte frustrante. Nu poți să muți pe pătrățelul MOV, ești tont? Felicitări!
Ierzi toate punctele? Ei bine, astea sunt regulile. Serios? Așa o să... Bine. Cuplurile trebuie să treacă și prin momente neplăcute. Și nu e nimic mai neplăcut decât să întârzi la aeroport. Stânga, 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 la stânga! Cealaltă stânga, ce te-a apucat? Excelent! Acum la dreapta, acum la stânga. Și am parcat. Se pare că am ajuns la timp. Mă tem că e mai grav decât bănuiam. Dar ne-am descurcat foarte bine. Serios? Nu-mi vine să cred că mi se părea că problema noastră cea mai mare era o trampolină. Ginger, ce toți cui aici? Nu e niciun ou de dinozaur. Știu! Doar ți-am spus că e ca să pot să dau cu spray de țopăială prin toată camera. L-ai folosit pe tot? Ce ai făcut? Ceva incredibil! Privește! Wow! Vai, nu! A făcut camera prea elastică! Fiecare suprafață e o trambulină, nu are unde să aterizeze! Dacă nu facem ceva, o va ține tot așa pentru... totdeauna! Vai tu! Tom, ce ne facem? Romantic, tronul a greșit. Ne mai scanăm o dată și vom obține un scor mai bun. Dar de data asta să gândești gânduri frumoase despre mine, bine? Crezi că din vina mea a spus că suntem un cuplu cu probleme? Păi, n-a fost vina mea. Stai, cum se pornește? Romantic, tronul e făcut din luminițe de Crăciun și un mixer? Tom, privește, pe fiecare cartonaș rezultatul e cuplu cu probleme. Se pare că singura problemă e că aici avem de-a face cu o înșelătorie. Aproape am reușit. Încă puțin. Am reușit, Ginger, țintește spre ușă. Trebuie să-l ghidăm, pregătește-te, Hank. Vom face ceva extrem de periculos. Dragii mei, trebuie să recunoaștem ceva. V-am adus aici ca să nu vă mai certați, dar am făcut o mare greșeală. E o înșelătorie, priviți. Ce e asta? E un truc clasic. Îi face pe oameni să creadă că au nevoie de ajutor în relația lor. E o escrocherie. Să plecăm. Plecați atât de repede? Da, fiindcă am aflat adevărul, doctore, nu ești doctor. Înțeleg. Nu-i nimic. Serios? Putem să plecăm? Desigur, după ce-mi dați o recenzie de 5 stele. Asta faci? Îi obligi pe toți să-ți dea recenzii bune doar ca să poată pleca? Angela, nu avem de ales. Trebuie să facem ce vrea. Fugi! 5 stele. Nu are rost, nu e cale de ieșire. Ba este, îmi pare rău, eu mă mândream că sunt cinstită pe internet. Angela, stai! Nu putem să rămânem aici pentru totdeauna, eu am o viață și o plantă de udat. Angela, stai, ții minte cum am ieșit data trecută de aici? Cistele. Regret, doctore, poate că ai încuiat ușile, dar n-ai încuiat toboganul de ieșire în caz de urgență. Ce ghinion, nu am știut că există. Adio. Hei, l-am învățat mai minte. Așadar, Tom și Angela, mai țineți minte că ați fost de acord să plătiți în plus chiria pe o lună dacă nu va fi distractiv aici? Cred că o să-mi vând dinții. Da, ar trebui să nu faci asta. Fiindcă m-am distrat de minune, v-am păcălit. Ne-am tot certat, dar această aventură trăită împreună ne-a făcut să înțelegem cât de prostuți am fost. Ce distractiv. Mulțumim pentru asta. Ei bine, le-am rezolvat problemele din relație. Da, așa e. Păcat că n-am obținut... Ia stai. Fluieră fericit, se plimbă liniștit. E momentul perfect să ne permită să aducem trambulina. Dragii mei, dragii mei! Stați un pic! Știi cum să mă salvezi? Asta dacă am calculat bine unghiul de impact. Geometrie, să nu mă dezamăgești! Wow, Tom, chiar am reușit. Da, parcă îi aud cum vor striga de bucurie.
Hei, prieteni, priviți ce am... De aici nici nu vreau să o văd, vreau la mami. De ce ai adus-o aici, Tom? Da, scapă de monstruozitatea aia, ce te-a apucat? Ce-am făcut? Au dublat în limba română actorii Sorin Ionescu, Georgia Căprărin, Richard Balint, Sebastian Lupu, Alexandru Rusu, Anda Tămășanu, Gabriela Codrea, traducerea și adaptarea Stelian Mierluț, regia Ion Ruscuț.